Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Media 120. Astăzi vorbim despre muzică în studioul Nova TV. Invitatul nostru de astăzi este interpretul de muzică populară Costel Popa. Vorbim despre lansarea unui nou album. Vorbim și despre spectacolul care va avea loc la lansarea acestui album în data de 17 decembrie. Dar bineînțeles, vorbim și de faptul că au trecut 10 ani de la momentul când Costel s-a lansat pe piața muzicală. Bine ai venit, Costel! Bine te-am regăsit, Ada, și îți mulțumesc că te-ai gândit din nou la mine ca de fiecare dată. Bine am regăsit pe toți cei care urmăresc Nova TV. 10 ani! Ce spui de acești 10 ani? Deși ne povesteai puțin că tu cânti de când erai copil, dar 10 ani așa de când te simți artist. Da, deci povesteam noi înainte de emisiune, sunt 10 ani de carieră artistică, pentru că atunci am avut parte de primul festival concurs, când de fapt de acolo a început totul. Și pe urmă sunt 22 de ani de cântec. De la vârsta de 9 ani am început să cânt, de când mi-am descoperit talentul. Și în moment am 31 de ani, deci am îmbătrânit. Ai îmbătrânit? Am îmbătrânit frumos, sper. Spune-ne cum au fost acești 10 ani de când ai intrat în lumea artistică. De noi să știi că ne-am întâlnit deseori. Acum 10 ani, deci în anul 2007, eram în anul 2 de facultate, am participat la primul festival concurs undeva la Sighișoara, festivalul Datin se numea. Și pot spune că de acolo a început totul, pentru că după acel festival cei jurații, să nu le zic înjurații, au fost cei care au venit la mine, mi-au dat premiu, au luat marele premiu și pe urmă au venit la mine și mi-au dat numerele lor de telefon și m-au rugat să-i sun să mă mai trimită și la alte festivaluri. Și așa a început totul. Mergând din festival în festival, am creat legături de prietenie cu toți colegii de cântec, pe urmă cu oameni de televiziune, pe urmă cu ansambluri. Ți-a intrat în sânge. Am intrat în febra asta, da. Pot spune că de 10 ani chiar sunt într-o continuă febră și mișcare, pentru că mulți pot spune că vorbesc în necunoștință de cauză, pentru că habar n-au cât de multă muncă e la mijloc. Sau mulți oameni zic, bă, ce frumos de tine, ești cântăreț, ești artist, toată ziua râzi, te plimbi. Nu e o muncă ușoară, chiar e o muncă în care presupune multă umblătură, mult sacrificiu, mult timp. Dar asta mi-am ales-o și atunci când faci ceva din suflet și cu drag, cred că nu mai ții cont de toate celelalte. Practic, tu ai ales, deși studiile le-ai finalizat, ai o meserie la bază, da, de geolog. Am o grămadă de diplome acasă care stau și mă așteaptă. Dar ai ales cariera artistică. Eu chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că se pare că așa a rânduit el căile, astfel încât să fac ceea ce îmi place cu adevărat. Poate că mulți în viață nu-și găsesc adevărata latură pentru care sunt meniți să fie pe pământ. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am găsit acest har și mi-a dat acest har de a cânta și mă bucur că, uite, prin acest dar pot să înveselesc oamenii. Și nu numai, pot să îi cânt omului, se cânt de supărare, se cânt de veselie, se cânt exact ceea ce el își dorește. La nuntă, la botez, la da, petrecere. De azi, când faci ceva cu plăcere, nu mai contează toate celelalte. Ai ales să lansezi și albume, ai ales să mergi tu personal, să culegi anumite piese, chiar și compui. Da, deci în ultimul timp pot spune că cel mai mult am rămas pe latura asta a compusului. Nu am mai avut timp să umblu să mergi după culegeri. Din sat în sat? Aceste culegeri de colinde le-am cules în timp. Poate multe sunt culese chiar și de pe vremea când umblam la culegeri de muzică populară. Și le-am tot păstrat și acum, pentru că vezi cum au trecut 10 ani până am putut să-mi lansez și primul album de colinde. Totul necesită multă muncă, bani, timp, spațiu,
Cu ce stai cel melodii, mai rău? Cu ce stai cel mai rău? Le-am pus toate la punct. Cum? Cu ce stai cel mai rău? Cu ce stau cel mai cu rău? Timpul? Nu pot să mă plâng singur. Cu timpul? Cu timpul, da. Eu cred că cu timpul stăm cu toții. Cu timpul, toții. Da, pentru că tu vezi și când e să ne întâlnim noi doi, e greu cu spațiul ăsta. Dar mai ales acum, în perioada asta, deja m-am cam obișnuit. În decembrie întotdeauna e lună, foarte aglomerat. O lună cadourilor, ca să zic așa, da, foarte aglomerată. Pentru că sunt multe evenimente. Asta e viața de artist, în primul rând. Am văzut, foarte mulți artiști care spun asta e viața noastră. Exact, în perioada sărbătorilor suntem la... Asta ne-am ales, da. Trebuie, deci noi, la urmă, pentru asta suntem făcuți, să ne dăruim oamenilor. Și talentul pe care l-ați primit. Exact, dacă am primit darul ăsta de a cânta, nu trebuie să cântăm doar pentru noi, să ne simțim noi bine. Pentru că, da, eu mă simt bine când cânt, atunci pot spune că mă eliberez de tot. Și trebuie să împărtășim cu cei de alături. Cu publicul. Da. Iar în anul 2017? În 2014, vezi, deja mă pierd cu câte am pierzi pe cap. Pierzi noțiunea timpului. Da, deci acum 4 ani mi-am lansat primul album de muzică populară. Și iată că au trecut 4 ani... Primul CD. Da, primul CD, primul album, primul material, cum vreți să-l numiți. Iar acum, după 4 ani, am realizat și acest album de colinde. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Conține 22 de... track-uri, ca să le spun așa. În principiu conține 16 colinde. 7 colinde sunt ale mele solo, iar celelalte 9 sunt colinde cu interpretate alături de colegi dragi de cânte. Colegi pe care cei care ne urmăresc i-au văzut în la tot felul de apariții media. Și am zis că nu doar pe muzică populară să avem duete, ci și pe colindă. Pentru că la urmă urmei colindul este un cânte care se cânta în grup, în general. Și de aia spun, acest album conține atât colinde cu mine cât și cu colegii mei. Și de asemenea conține și niște urări culese tot de aici, de la noi din zonă. Urări de Crăciun. De Crăciun. Da. Ai ales să-l promovezi și în această perioadă în care sunt ascultate foarte, perioadă, da. Foarte mult la colindele. La mine, acasă, din 15 noiembrie încolo, să știi că se ascultă doar colinde. Deci doar colinde. Da, deci de când intrăm în post, doar colinde. Și de aceea am ținut ca neapărat până la 1 decembrie, că așa a fost, că a durat mult toată această treabă, să fie pe piață. Să albumul. Fie finalizat, da. Albumul. Și să... În același timp, scuză-mă că vorbesc cam mult, dar trebuie să ne rezumăm la timpul care îl avem. În același timp, și albumul de muzică populară l-am reeditat cu aceeași casă de discuri cu care am scos și acest album și se găsește din nou pe piață. Pe piață. Da. L-ai reeditat pentru că ai avut cereri? Da, exact. Da, multă lume mă întreba... Poate în din Arad, eu de ce nu-l găsesc aici sau din Maramureș? Iar acum cred, dacă casa de discuri își face treaba, ar trebui să fie în toate magazinele de specialitate. Mă întreabă mulți unde. Păi unde se vând CD-uri românești, nu? Nu prea mai știm unde se vând CD-uri, pentru că și în general căutăm există, muzică există pe un loc internet. La piață. Deci la piață acolo se mai vând CD-uri. Sunt multe haine în față, e greu să vezi CD-urile în spate. Da, mai ales că acum nici nu mai cântă muzica ca înainte. Că înainte știu, când treceai pe acolo, cânta... Se auzea. Da. Da. Știai de unde există, știai de unde să-ți cumperi. Sau dacă nu, cei care vor să mai găsească albumele mele, le găsesc la benzineria Euroil din Mediaș. Acolo lucrează tatăl meu. Cine vrea să meargă pe acolo. Deci acolo poate găsi exact. Și achiziționa un sau CD. Sau să mă contacteze spune, pe mine. Spune-mi cât de greu, cât de ușor a fost să realizezi acest și cât timp ai lucrat la acest album, da? Eu aș vrea să-l vadă și telespectatorii. O să auzim și o să ascultăm și câteva melodii. Nu de pe discul acesta, în premieră una va fi, pentru că sunteți așteptați, bineînțeles, la spectacol. Una în data pe care de 17. O vedeți la final, da. Spune-ne. Da, deci un an de zile mi-a trebuit de la începutul anului până am pus la punct totul. Totul a început, bineînțeles, cu selecția colindelor. Am ales niște colinde, pe urmă după ce le-am ales am selecționat din ele care mi-au plăcut mai mult. Pe urmă a trebuit să mă decid care le cânt singur, care le cânt cu
colegii mei. Pe urmă a trebuit să-mi stabilesc tonalitățile pentru fiecare cântec, să le trimit dirijorului, pe urmă să stabilesc o dată în care pot toți colegii mei să mergem la studio și să înregistrăm, de asemenea o dată să fie acceptabilă și pentru orchestră, pentru că totul s-a tras live și s-a tras în două zile, ca să zic așa. Deci îți dai seama câte telefoane am avut de dat și așa, dar mă bucur că am găsit. Mă gândesc că e multă muncă și trebuie să umbli după colegi, fiecare aveți alt, program. Exact. Doi dintre ei chiar n-au putut să vină și atunci au făcut cumva și au mers în altă zi și au înregistrat voce. Da. Exact. Pe urmă, după ce am terminat asta, am așteptat ca să primesc materialul. Am așteptat materialul, l-am primit și pe urmă m-am dus și am reeditat unde nu mi-a plăcut. După ce am terminat cu materialul propriu-zis, a trebuit să mă gândesc, bineînțeles, unde găsesc zăpadă, să fac niște poze pentru coperta albumului. Astfel că acum vreo lună, cred că o lună și ceva, am avut noroc, prima zăpadă a fost undeva sus în vârful, la Bâlea Lac. La Bâlea Lac. Da, și am mers acolo și am făcut niște poze faine. Am vorbit cu un fotograf care știe ce face, de la Sibiu, cu Marius, și am făcut aceste te-am poze soții, pentru album. Te-am soții la exact, munte. Am înghețat ați amândoi, făcut dar făcut un a ieșit ceva fain. No, pe urmă am făcut pozele, pe urmă am vorbit cu casa de discuri, pe urmă am trimis aceste poze casei de discuri, el mi-a trimis înapoi dacă este ok, ce nu este ok, am zis să rectifice, deci a fost o întreagă muncă. Pe urmă mi-a terminat CD-urile, după m-am dus la acum, să le iau. Acum ai început să faci videoclipuri. Da. Iar acum, bineînțeles, da, m-am ocupat de videoclipuri, iar tot așa am primit de la meteorologi verdictul cod galben de ninsoare și când colona nins deloc. Așa am pățit de vreo două ori, am primit alerta asta și am fost până la Cluj pentru că acolo pe munte sus am vrut să neapărat să-mi înregistrez aceste videoclipuri. Iar cumva a treia oară, fiind chiar ieri, astăzi este 29 este noiembrie, deci în 28 noiembrie, am găsit zăpadă sus pe Mărișel la Cluj. Și mi-am filmat vreo 7 videoclipuri. 7 videoclipuri, da. În aceeași zonă. În aceeași zonă, dar în cadre diferite. Cadre diferite, da. Deci bineînțeles. Un peisaj mirific, pot spune, foarte fain. Și am ținut neapărat să le fac pentru că de ce să îngheț de mai multe ori când pot să îngheț odată, nu? Constatăm că nu e o treabă chiar simplă nu, să fii iar artist. Acum urmează să fac videoclipurile cu toți colegii mei, care ei n-au avut timp și așa că m-am rezumat la mine doar. Iar în ianuarie, februarie, când o să vină zăpezile alea mari, atunci o să continui cu... Iar filmuri, la anul, alte filmuri. În decembrie, vor apărea și celelalte videoclipuri. Și celelalte videoclipuri. Așa este. Deci nu se poate face totul dintr-o dată și exact. Cu pași mărunți, așa ai început și tu, cu pași mărunți. Da, și iată că ai ajuns la 10 ani de carieră. Că Dumnezeu îmi dă sănătate, că dacă n-ar fi sănătate, atunci nu știu cum... Nu. Mai ales că a fost un an destul de plin și am zis, las că vine iarna și va fi mai lejer, dar nu a fost așa. Iar acum, după ce am terminat albumul, bineînțeles că spuneai, vreau să fac și o lansare a acestui album sub formă de spectacol, astfel încât în data de 17 decembrie m-am decis să aibă loc acest eveniment, începând cu ora 5, vă invit pe toți din media și din împrejurim, din Sibiu, de peste tot de unde doriți. Cu invitați special, bineînțeles, da, bineînțeles, un spectacol o să fie 20 de invitați. Ca la carte? Dacă îmi permiți și avem timp, o să și citesc. Se poate? Da, cum să nu. Deci, o să fie părintele Marius Ciprian Pop, o să fie doamna, alături de fiica sa, Antonia, o să fie doamna Doinița Sâmbotin, din Sibiu cu soțul ei, o să fie Constantin Bahrin din Moldova, Dorina Oprea, Maria Neag, Monica Pârlea, Liana Șuteu, Ovidiu Furnea, Andrei Romanică, Livia Harpa, Ilie Dură, Suzana și Daciana Vlad, Elisabeta Guzu, Cosmin Mocean, Vasile Coca, patronul Hora TV, cel care va și televiza și filma întregul eveniment. De aceea v-aș ruga ca până la ora 5 să fiți toți prezenți. Prezenți în sală. Exact, da, pentru că se filmează. Ansamblul Cununa Blăjelului, din Blăjel, Angelica Pantea, Ioan Cristian Țăran, Ionela Cristina Bugnar și ansamblul Zesterea Branului din Bran. Deci o să fie
vreo 20 de invitați. Mulți prieteni alături de tine. Mulți, o să fie da. Un spectacol. Și o să fie un spectacol doar de colinde, care va dura aproximativ 3 ore. Așa că cei care vor veni să se înarmeze cu răbdare. Dar o să îi asigur că va fi ceva cu totul deosebit, mai ales că va fi duminica înainte de săptămâna Crăciunului, deci nu o să le pară rău, o să fie ceva foarte fain. Intrarea va fi 10 lei, deci o să fie pentru toată lumea acceptabil. Mediaș, sala Traube, ora 5. Pe urmă vreau să îi amintesc și pe cei care m-au ajutat. În primul rând, cu acest album, vreau să spun că am fost sprijinit de domnul primar Gheorghe Roman, căruia îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, și de primăria Mediaș. De asemenea, și în realizarea evenimentului sunt sprijinit cu sala, cu afișe prin oraș, cu tot ce de primărie, le mulțumesc. Pe urmă, vreau să amintesc că sponsorul principal al acestui eveniment este firma Bachmann din Mediaș. Pe urmă, mai am niște sponsori, și anume Ștefan Elcave din Blăjel, Hotel Denis, care mă ajută cu cazarea artiștilor și a oamenilor de televiziune, Interfrig, Impex, SRL și încă trei familii de oameni faini, și anume Alde Ovidiu din Mediaș, Costel Bugneriu din Mediaș și Cori Alexandru din Agnita. Le mulțumesc tuturor, pentru că fără dânsii nu puteam să realizez financiar acest întreg eveniment, care costă destul de mult. Și pe urmă am și ceilalți parteneri media, printre care și voi, cărora le mulțumesc pentru ce vor face pentru mine și ce au făcut și până acum. De asemenea, mulțumesc și Contrast Publicitate pentru toate afișele care vor apărea prin oraș și care multă lume. Deja. Vedem un afiș, dar în spatele unui afiș este foarte multă muncă, o armată de oameni, așa cum avem invitați cărora le trece să spună că în spatele unui singur om de foarte multe ori stă o armată de oameni, nimic nu se poate realiza singur. Eu aș vrea să luăm o pauză de publicitate. Vedem unul dintre videoclipurile realizate de Costel Popa, unul dintre videoclipuri anului 2017. De anul trecut, da, anul trecut. Exact. Care se numește Hai cu tot să ne dăm mâna, exact titlul albumului de muzică populară. Da. Înregistrat alături de un coleg, de Ovidiu Furnea, care va fi și el prezent la spectacol. La spectacol. Haideți să vedem videoclipul, luăm o pauză de publicitate, iar după pauză ne reîntoarcem cu un alt videoclip al lui Costel. Cu ce videoclip ne reîntoarcem? O să povestim și despre proiectul ăsta cu fetele Suzana și Daciana Vlad. Da, dar după pauză povestim. Haideți români, acum cu toți să spunem, să spunem da, în viață ne-a fost greu. Dar oricât de greu ne-a fost în lume, noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Dar oricât de greu ne-a fost în lume, noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Așa că hai cu tot să ne dăm mâna, să fim uniți de acum pe veci. Căci câte ofoșuri să mai vină, pe toate românele treci. Așa că hai cu tot să ne dăm mâna, să fim uniți de acum pe veci. Căci câte ofoșori să mai vină, pe toate românele treci. Am
fost prădați de ani de-o veșnicie și îngenunchiat au micul nostru popor. Dușmanii mulți ca iarba din câmpie, dar am rămas mereu biruitori. Dușmanii mulți ca iarba din câmpie, dar am rămas mereu biruitori. Dar am rămas mereu biruitori. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte ofășuri să mai vină, pe toate românele treci. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte ofășori să mai vină, pe toate românele treci. Voi, frați români, ce ați plecat departe, în urmă, tată, mamă, zacuitați, pustiogoare, grădin nesăpate, v-așteaptă iar cu plugul să le arați. Lăsați acum, lăsați străinătate, și hai înapoi, pământul vi luați. Și hai înapoi, părinți, vă îmbrățișați. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte ofășuri să mai vină, pe toate românele treci. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci câte ofășori să mai vină, pe toate românele treci. Căci câte ofășori să mai vină, pe toate românele treci. Și-am colindat, măi dorule, lumea de la cap la cap, măi dorule. Am umblat și-am colindat, măi dorule, lumea de la cap la cap, măi dorule. Cât de cul am dăruit, măi dorule, la omul ce mi-o iubit, măi dorule. Multă lume m-a întrebat, măi dorule, de ce-n Maramuni drag, măi dorule. Multă lume m-a întrebat, măi dorule, de ce-n Maramuni drag, măi dorule. Iar eu vreau să-i zic acum, măi dorule, moroșeni au suflet bun, măi dorule.
de noi s-au întrebat, măi dorule, ce prin ardeal am cântat, măi dorule. Și de noi s-au întrebat, măi dorule, ce prin ardeal am cântat, măi dorule. Și le spunem ca să știe dorule, că-i moroșan sau ardelean, măi dorule, tot românul-i dintr-un neam, măi dorule. Roșan sau ardelean, măi dorule, tot românul-i dintr-un neam, măi dorule. Din neam bun și vița leasă, dorule, de-aia stă cu oricine la masă, dorule. Cu credință-n Dumnezeu, măi dorule, am revenit în studioul Nova TV după o scurtă pauză de publicitate. Costel Popa este alături de noi în studioul Nova TV. Ne-a anunțat că în data de 17 decembrie suntem invitați cu toții la Sala Traube, începând cu ora 17, pentru lansarea noului album, Sosita praznicul iară, dar bineînțeles și pentru a sărbători cei 10 ani de carieră artistică. Costel, ne-ai promis înainte de publicitate că ne povestești despre un alt proiect de-al tău. Cu mare drag. Cu fetele de la Căpâlna. De la Căpâlna sau de la Maramureș. De la Maramureș, da. Mai glumim. Noi am avut un proiect acum 2 ani, 3, nu știu cât au trecut, dar cred că 2 ani au trecut de atunci, 2015 exact. Atunci am lansat primele cântece și unul din ele, din aceste cântece, se numește Cât-i țara în lung și în lat, a avut un foarte mare succes. Astfel încât după acest cântec, oriunde mergeam în toată țara, mă întreba lumea, unde-s fetele de la Maramureș? Suzana și Daciana Vlad. Iar pe ele le întrebau, unde-i tripletul vostru, că noi așa ne numim tripleți. Unde l-ați lăsat? Mai ales când mergeau la nunți și la spectacole, toată lumea. Și mă bucur că, uite, a ajuns acest cântec la inima publicului, pentru că asta ne dorim cu toții, la urmă, cei care cântăm, nu? Și astfel încât, după 2 ani de zile, am zis să continuăm această poveste, și anume această poveste, Cât-i țara în lung și în lat. Acel cântec, Cât-i țara în lung și în lat, reprezenta dragostea noastră, al lor pentru Ardeal, iar a mea pentru Maramureș. Pentru Maramureș. Da, și acum această poveste continuă cu faptul că lumea ne-a întrebat pe mine ce prin Maramureș am căutat și pe ele ce prin Ardeal. Și noi le dăm răspunsul. Și ca să afle răspunsul, invităm să asculte cântecul care se numește Tot românul dintr-un neam. Dintr-un neam. Costel Popa și Suzana și Daciana Vlad. Foarte am frumos. Făcut și un videoclip și adevărul că l-am filmat tot așa acum de curând, în toamnă. Noroc că mai era un pic de galben și niște frunze. Și a ieșit ceva foarte fain. Așa că invităm să urmărească, clipul. Da. Spune-ne cum găsești ideile pentru... De unde te inspiri să îți găsești... Idei, adică oamenii ăștia care compun, așa ca și mine, se numesc idioți, nu? îmi vin ideile, adică știu ce vreau. Întotdeauna... am știut ce vreau de la mine, mai ales în ceea ce privește muzica. Chiar acum cu CD-urile îmi spunea patronul casei de discuri, eu i-am trimis exact ce vreau și mi-a zis Costele, m-ai surprins, mi-ai scris exact la fix tot acolo cu milimetru, eu nici nu trebuie să mai îmi bat capul, știi? Și se vede că ești un om organizat. La fel îmi spun și cei de la București cu care colaborez.
Pentru că, nu, vezi cum e și bucureștenii, sunt mai zăpăciți așa, au multe și din alea, da. Deci nu e ardeleni, chiar dacă suntem mai încet, suntem mai organizați, suntem încet și organizați și, nu, mă bucur că pot să fiu așa. Nu și, spun bucureștenii. Și iubita mea de multe ori îmi spune, bă, dar tu chiar toate vrei să fie la milimetru. Nu, așa sunt eu, nu știu de ce, dar așa sunt eu. Și eu cred că în viața artistică, ca să reușești, ai nevoie de multă disciplină. Exact. Și perseverență. Exact. Tu ai perseverat oricum în munca ta. Eu mi-amintesc că primele noastre înregistrări și mi-amintesc despre faptul că nu ți era ușor în lumea aceasta. Nici acum nu mi-e, dar să știi că la urmă urmei te bucur când munca asta ta dă roade și uite că încet încet apar și oameni de bun augur care se implică și te mai sprijină în proiectele tale. Și le mulțumesc tuturor. Cea mai mare satisfacție a unui artist sunt aplauzele. Exact. Dar mai nou, în lumea noastră de acum, sunt vizualizările, sunt like-urile. Da. Cum te promovezi? Eu, odată, ca tot artistul, mă gândesc la spectacole, la concerte, la evenimentele la care ești invitat. Dar cealaltă parte de promovare? Da, deci cealaltă parte de promovare fiind internetul. Asta o folosesc eu cel mai mult pentru că, am mai povestit noi, este un mijloc de promovare gratuit. Și de ce să nu-l folosesc? Și mai ales că acum toată lumea are din ăstea telefoane. Da. Și atunci cel mai simplu te găsești pe o rețea de socializare. Exact. Și îl folosesc cât pot de mult. Bineînțeles, cine... Trebuie să-ți faci și timp să stai... Să știi, da, presupune mult timp. Câteodată, promovare, iară, zic de iubita mea, să ia de mine. Stai prea mult pe telefon. Stai prea mult pe telefon. No, dar dacă nu îți faci timp pentru toate, nu faci nimic. Nu ai cum. Ai avut multe spectacole în țara anul acesta? Da, să știi. Am avut foarte multe spectacole, am avut și multe nunți, am avut și tot felul de evenimente. Chiar a fost un an plin și se pare că continuă la fel de plin în continuare. Până la sfârșitul anului. Sezonului, da. Voi artiștii vă petreceți în ianuarie. Cam atunci e revelioanele artiștilor, exact. Atunci e revelioanele artistului. Ai dreptate. Da, chiar apropo de revelion, cei care doresc și din Mediaș, că este aproape, invit în Agnita, la restaurantul Grădina de Vară. Deci acolo vei concerta. Multă lume când aude Grădina de Vară se gândește la... Nu afară, o grădină încălzită. Exact. Trebuie să le spunem medeșenilor că va mai fi un concert la Mediaș. 1 decembrie va fi o zi foarte specială și aici la Mediaș, Primăria Municipiului Mediaș are organizate și pregătite evenimente pentru noi medeșenii, dar e pregătită și știți că eu îl felicit, o zi cu muzică. Sincer îl felicit pe domnul primar, pentru că eu întotdeauna am fost omul care a zis lucrurilor pe nume. Când am avut un primar care nu și-a făcut treaba și le-a auzit de la mine. Acum avem un primar care își face treaba, îl simpatizez, are tot respectul meu și doresc mult spor în ceea ce face și cred că rezultatele, nu mai e nevoie să le spunem, se văd. Deși sunt mulți și acum care cârcotași, dar ăștia vor... E bine să fie și cârcotași. Ăștia nu vor termina niciodată. Și am observat un lucru, cei care vorbesc în general sunt cei care nu fac nimica. Bineînțeles, când te plictisești, te uiți și vezi că altul face, de ce nu, hai să... Întotdeauna e bine să fie și puțină critică, pentru că critica de multe ori te împinge și de la spate. Eu apreciez criticile, dar criticile constructive, mult vorbesc degeaba, fără rost. Dar, în fine, fiecare e liber, pentru că trăim în democrație, nu? Vorbim de 1 decembrie și 1 decembrie, pentru că este o zi simbolică pentru România, îi lăsăm deoparte pe cărcotaș. De aia spun, îl felicit pe domnul primar pentru că realizează 1 decembrie în fiecare an și uite că anul ăsta se pare că s-a gândit foarte mult la cei din zonă. Așa că... va ieși ceva frumos, cu siguranță. La ce oră și vei concerta? Eu în piața primăriei? Da, exact în fața primăriei. Eu voi începe spectacol, voi deschide spectacolul, cred, pentru că sunt foarte grăbit, voi mai avea încă 2 evenimente în acea zi. La ora 2 trebuie să fiu la Târgu Mureș, iar la ora 6 în Câmpia Turzii. Și astfel încât sper să am timp. Am zis că nici nu mă mai schimb în civil, direct în costum popular, mă simt la volan și am plecat mai departe. Ai mai cântat la astfel de evenimente? E un eveniment solemn. Eu
când mă gândesc la 1 decembrie, spun așa, mândru să fiu român. De ce nu? Este ziua noastră, a identității noastre naționale. Și de ce să nu mă mândresc cu faptul că sunt român și cred că sunt mulți care se regăsesc în această mândrie de a fi român, deși sunt mulți care nu se regăsesc. Bineînțeles, această țară îți oferă bune și rele, îți oferă vorbeam despre oportunități sau nu, exact. Dar dacă și să iei întotdeauna partea frumoasă a lucrurilor, o iei. Mă bâlbui pentru că vorbesc mult. Deci va fi o zi frumoasă și ziua de 1 decembrie, vei fi alături de medeșeni, apoi prin țara alături de alți, colegii mei, de alți români și exact. De colegii. La Mureș voi fi alături de Ovidiu Furnea, iar la Câmpia Turzi alături de grupul Ardelene, pe care urmează să-i vedeți în următorul clip. Deci o să mai vedem un clip, dar înainte de a vedea clipul, eu spun să mai vorbim puțin. Ok. Sunt aici. Să-mi spui când să mă opresc. Spune-ne puțin despre artiștii aceștia pe care i-a invitat la spectacolul din 17 decembrie. Sunt prietenii tăi? Cum i-ai ales? Sunt prietenii mei, dar printre ei sunt și artiști de renume. Uite cum este părintele Marius Ciprian Pop, care este un om care are foarte multe evenimente și mă bucur că a acceptat această invitație a mea și chiar din contra a fost omul care a zis, Costele, eu vin pentru tine, pentru că suntem prieteni. Și în al doilea rând este o zi specială, pentru că acest eveniment se va filma de Hora TV. Și asta cred că virgulă contează pentru toată lumea. Iar printre toți partenerii, bineînțeles, veți fi și voi cei care veți filma acest eveniment, Nova TV, și mai am o televiziune de la București, Alfa Media TV. Plus toate radiourile, cei care vor să preia mai departe sunetul și imaginea. Ca la carte, este practic o promovare și pentru artiștii pe care i-ai alături de tine, exact. O promovare și pentru albumul tău. Sunt sigură că mulți caută CD-uri cu colinde. Spune puțin despre colindele pe care le ai, sunt autentice și culese doar de la noi din zonă. Din zona noastră. De asemenea, sunt înregistrate cu orchestră, nu cu orgă. Sunt înregistrate cu contrabas, cu vioară, cu taragot, cu scrie acolo undeva mic, jos în dreapta, toată compoziția acestui album. Și mă bucur că am reușit să aduc în fața publicului și colindele noastre de pe Târnavă. Pentru că nu prea pot să spune că există. Sunt puțin multe, diferite, da, colindele noastre de colinde. Exact. Deși mesajul e întotdeauna Un colind îl am chiar de la bunicul meu, care din păcate nu mai este, a murit de 2 ani, Dumnezeu să-l odihnească, și este un cânte, în orașul Viflem se numește, dar este o variantă cu totul aparte, care nu am mai auzit-o în nicio zonă. De o chiar să îl ascultați. Deci, inclusiv orchestra m-a întrebat pe mine, cum să-ți orchestram acest cântec? Și le-am zis, stați că vă zic eu. Ai colindat? Da, și eu le-am spus exact cum să fie, pentru că, cum să zic, nu este, este puțin aritmic, are un ritm mai ciudat. Dar în același timp ceva special. Special. Pe urmă am colinde culese din, de la mama. Am vreo 3 colinde care le știe ea de când era mică, era mică. Tot din satul Idiciu. Pe urmă am colindul care dă numele albumului Sosita praznicul iară, din partea unui muzicant din Medea și a unui saxofonist, al lui Florin Moga, căruia îi mulțumesc pentru colind? Acest colind, da, și m-am decis să dau numele albumului Sosita praznicului iară pentru că este cel mai reprezentativ și ca nume, ca titlu. Ca nume pentru, exact, pentru acest CD. Foarte frumos. În media ne spuneai că albumul o să-l găsim deja la... În primul rând îl găsiți la benzinerea Euroil din Mediaș, vis-a-vis de aviație, iar pe urmă îl găsiți la piață. Și a treia sursă variantă de venit este pe pagina CD-ului, este eu. Pe pagina ta de socializare, pagina de Facebook, Costel să-mi Popa. Scrie acolo, da. Acolo te găsim și cine vrea un CD îl poate... Le poate trimite și prin poștă, dar prin poștă sunt puțin mai mari costurile pentru că trebuie să plătim transportul. Curieratul, absolut. Exact. Care a fost cea mai mare dorință anului 2017? Asta. Să-mi înregistrez albumul de colinde, pentru că vă dați seama, când l-am văzut, deci aveam în mână albumul de muzică populară și acum l-aveam și pe ăsta de muzică de colinde.
Și am zis, wow, de când îmi doream asta? Pentru că... La tine deja a venit Moș Crăciun, deci să nu mai pui dorință de la Moș Crăciun. Iar dacă va ieși și spectacolul, la fel cum a ieșit albumul, o să fiu cu totul împăcat. Fără alte cadouri de Crăciun, spune-ne ce-ți dorești pe 2018. Să fiu sănătos. Pentru că dacă sunt sănătos, toate celelalte vor veni. Proiecte am în continuare multe, deci doar să fiu sănătos. Deci ne întâlnim la anul. Și le mulțumesc tuturor celor care mă susțin, pentru că sunt mulți. Mai ales, apropo de Facebook, acolo văd vezi mulți. Cel mai bine. Exact, da. Și le mulțumesc tuturor și cei pe care nu-i cunosc și care sunt admiratorii mei. Iar vouă, Nova TV, ca de fiecare dată, vă mulțumesc pentru că voi sunteți cei care mi-ați promovat munca cât ați putut de bine și mai bine. Cu drag. Și vă mulțumesc sincer. Succes îți dorim. Mulțumesc. Un an nou fericită. Cu toate cele bune și, bineînțeles, așa cum le spuneam telespectatorilor, la anul ne vom întâlni cu Costel, ne va povesti despre proiectele următoare. Sănătate îți dorim și succes mulțumesc în organizarea spectacolului. Nu Doamne uitați, 17 decembrie este data, începând cu ora 17. 17 decembrie, ora 17. Ai vrut să fie totul potrivit. O seară bună să aveți, vă las în compania muzicii, bineînțeles. Românie, țară scumpă, Românie scumpă mânt. Tu, române, stai și ascultă ce acum am să spun. Trezește-te, române, trezește-te acum, că țara ta momește, se va alege strum. Ridică-te în picioare și-ți apără otarul, de ce nu vezi tu oare cât îi de plin paharul? Ridică-te în picioare și-ți apără otarul, de ce nu vezi tu oare cât îi de plin paharul? Asta-i țara ta, române, asta-i România ta. Copiilor tăi rămâne, trebuie să ai grijă de ea. Trezește-te, române, trezește-te acum și strigă-n gura mare, aici eu sunt stăpân. Adu-ți aminte lupte, cât sânge s-o vărsat, ca tu român de astăzi să fii eliberat. Adu-ți aminte lupte, cât sânge s-o vărsat, ca tu român de astăzi să fii eliberat. Asta-i țara ta, române, asta-i România ta. Trezește-te acum și treci pentru izbândă prin apă, foc și fum. Ridică pumnul sus să-l vadă tot, să știe că nu mai poți răbda atâta mârșăvie. Ridică pumnul sus să-l vadă tot, să știe că nu mai poți răbda atâta mârșăvie. Asta-i țara ta, române, asta-i România ta. Copiilor tăi rămâne, trebuie să ai grijă de ea. Trezește-te, române, trezește-te acum și nu lăsa să piară tot ce ai tu mai bun. Hai apără-ți pământul și munții și câmpia, apele și graiul, copiii și mândria. Hai apără-ți pământul și munții și câmpia, apele și graiul, copiii și mândria. Asta-i țara ta, române, asta-i România ta. Oh,
dușmanii să se așeze în tron. Ridică-te și luptă, fă-ți traiul tău mai bun și nu-i lăsa să-ți fure pământul tău străbun. Ridică-te și luptă, fă-ți traiul tău mai bun și nu-i lăsa să-ți fure pământul tău străbun. Asta-i țara ta, române, asta-i România ta. Copiilor tăi rămâne, trebuie să ai grijă de ea. Asta-i țara ta, române, asta-i România ta. Copiilor Să